aplauzați pe rând, da? Și fiecare o să desfileze prin fața voastră. Hai să-i aplauzăm! Thank you.
Nu, 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 nu
Varianta B, cer imediat ajutorul unui adult, copii, pentru că și voi sunteți copii și puteți fi răniți. Ia să vedem, să dăm primele legitimații. Cum te numești? Andrei, din partea noastră, asta e prea gros. Și Andrei, după ce e, e Andrei, acolo. După ce e, da, toată lumea. Da, prima dată i-am dat lui Andrei, că a fost în fața mea. Așa. Andrei, tu ești primul ajutor de polițist de astăzi? Nu cred. Bravo, Andrei. Cine mai este? Știi foarte multe? Sunt un pic neatenți, că... Că-i prind polițiștii și să ne atenți, nu? Că lasă urme, nu? Știți? Eu nu pot așa. Și este vie. Câinele! O, Doamne! Dar să știți că câinii ăștia ai noștri au un miros special și poate să detecteze mirosul de post. Și vine! O să vă povestească. Bună ziua și bine v-am găsit! Suntem extraordinar de încântați că anul acesta am reușit să poposim și alături de micuții copilași din Roman, care au venit alături de noi în număr atât de mare astăzi. Pentru că anul acesta sărbătorim 201 ani de la atestarea documentară a Poliției Române, am vrut să facem așa un tur de forță și de luni până vineri să fim în fiecare zi în mijlocul lor și să le aducem o bucurie să facă cunoștință cu tehnica din dotarea polițiștilor, să-i cunoască, să prindă încredere noi și să înțeleagă că polițistul este omul care îi poate ajuta la nevoie. Ce prezentați astăzi aici? Astăzi am prezentat câteva exerciții cu câinii noștri din dotarea Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. O să continuăm cu tehnica din dotare. Avem colegii de la SAS care sunt poziționați acolo strategic într-un colț să aibă o vedere asupra întregului platou, ca de fiecare dată. Urmează colegii de la rutieră, colegii de la serviciul de pregătire profesională care au pregătit un traseu pentru copii, fetele de la prevenire și de la siguranță școlară, polițiștii de la ordine publică, cam din toate gamele de serviciu, cam de pe toate liniile de muncă suntem prezenți astăzi aici și abia așteptăm să facem zarvă alături de copii.